Salutare, dragi prieteni, bine regăsit în continuare, sunt eu, Deiu. PTS2, facem pe aici curse nebune. Wow. Ăștia nu s-au gândit să-mi pune o metodă de ieșit după ce am parcarea morca asta, a? Asta e, suntem în Slovacia și ne îndreptăm tot înspre un oraș din Slovacia, Kosice. Nu mă întrebați, nu știu limbi străine. Știți voi vorba aia cu vorbești limbi, gen mașina, sau cum era? Cu vorbești mașini străine, sau așa era, mai vorbești mașini străine. Da, mă ducem la Kosice. Avem cică de livrat oțel. Ama, cât de adevărat e, nu știu. Evident că e adevărat oțelul. Galați. A trebuit să fac gluma, pare rău. Vă puteți urâi pe tot restul vieții dacă vreți. Dar trebuie să fac gluma cu oțelul, galați. Da, oțelul e viața mea. Cel mai tare din Carpați este oțelul, galați. Măcar Galeați nu-i în Carpați, asta e cel mai trist. Dă-i la Dunăre, puii mei. Geografie, exe, stop working. Da, na. Hai să nu fiu hater. Avem o cursă decentă, aș zice, 266 km, numai că nu avem autostradă, deci să dureze mai mult. Am trecut pe roșu și mi-a luat amendă. That's weird. That's really weird. Chiar e ciudat. Ia, la asta ne mai luăm? Da, mă. I-am luat. Acum se schimbă și ăsta la alt. Vedeți dacă mai așteptam puțin, dar eu n-am răbdare, n-am. Va, s-a schimbat ăsta pe roșu. Sunt așa de prost sincronizate semafoarele astea, numai să nu ieși din oraș. Ăia care vin dinspre, în afară, spre interiorul orașului, pentru ei e ok. Din ce îmi dau seama. Bă, dar care poliția ai mai pe aici? Bă, câte tone avem? Oțet, nu oțel, oțet, îs eu prost, nu mai știu să citesc. Pe la Kosice. 9 tone. A, păi mână Volvo-ul meu, stați că ridic osia. Zic că nu-i la remorcă și zic că e la tir. E la tir. Da, e la tir. Da, oțetul e viața mea. Cel mai tare din Carpați este oțetul. Galați. Ok, gata, mă calmez. Hai să mă concentrez pe condus, mă. Că iară o dau în bară. E mai fost pe drumul ăsta, așa-i? Că am filmat sau nu-i partea a doua, dar eu mai fost, nu? Cred. Rabă, zici că e din aia românească veche de 70 de ani, care au construit comuniștii. România după război, puii mei de comuniști. Da, n-are rost să deschid subiectul. Doar mă frustrez și consum și enervez și toate cele. N-are rost. Comunismul e rău, copii. Comunismul e rău. Bine. Nu cred că trebuie să zic mai asta de... Cum mi-am luat 10%, mă? Cum? Cum? Cum și-o luat tirul meu 10%? Suma că am urcat peste o bordură. Bine că îmi dau în alte tiruri și îmi iau 1-2%, dacă urc peste o bordură îmi dă 10. De capul meu. Bine, mi-a dat 8 plus 2, 10. Na, muriți, ardeți în flăcări.
uite așa. Gata, 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 am spamat prea mult butonul, știu. Pare rău. Dar a fost distractiv. E puțin retardat, așa cum sunt eu. Dar a fost distractiv, nu o să mint. Să spamez butonul ăla. E butonul de dat flash-uri. Opa. Care le-ai apăsat și se și pornește și oprește instant. Ăsta e butonul de pornit și oprit. Da. Flash-urile. Sunt mai distractive. Și așa funcționează la mașini. Dacă mă înșel, mânerul ăla cu lumini. N-am o săgeată să vi-l arăt. Da, vă prindeți voi care e. Mânerul ăla din stânga. Vedeți? La mașini când împingi, cel puțin la mine, la mașină așa. Când l-ai împins, ai fază lungă. Când tragi de el, înspre tine dai flash-uri. Una din două. Că faza scurtă și pozițiile se pornesc de la buton din ala de se rotește. Nimic special, dar nu. Nu, gata. Am redresat-o. Bă, și am zis că o să avem drum de țară, dar uite că totuși jumătate din drum e autostradă. Mă așteptam să fie drum de țară tot. Adică nu mă așteptam, trebuia să fie drum de țară tot. A, aici se oprește brusc, corect. No, nu vreau să stau după autocarul ăsta, mizerabil. Au, și aici e autostrada în lucrări. Sau aici se gata autostrada și te mută de pe două benzi pe una. Da, da, aici se gata autostrada și te mută de pe două benzi pe una. Respectiv, invers, de pe banda pe două, pentru ce vin de pe contrasens. Nașpa, nașpa, că doar mai continuat autostrada. Deci, probabil... Când ar făcută harta PTS până acum, până la momentul ăsta, e deja făcută autostrada pe ambele părți. Uite tunelul ăla la alt. Ce ai, mă? Respectare limită de viteză? Ui, ce tare e în tunel. A, aici continuă autostrada. Scuzați, am vrut să caut un unghi pentru thumbnail, nu m-am putut abține. I-am dat damage la motor încă 13, încă 4%. Da, mă, și nu mi se pune parcurs pe partea aia altă decât dacă mă întorc. Cel puțin nu pe toată partea aia altă. Nu cred că mai pot să pun frâne de la 100 și la 20, 10. Vai, ce nu suport chestiile astea. Cosițe. Lublin. Aia e în Polonia. Cred. Da, oțelul e... Gata, că transportăm oțet aici. Suntem oameni serioși. Coborăm osia, că așa mai avem 45 de km. Mamă, cursul ăsta o gătăm mai repede decât preconizăm. Sunt faine stopurile alea întuneric, de la remorca. Hai că-ți faine, n-aveți ce să ziceți. Nu puteți zice că nu-s faine, că-s faine. A, așa-i? Așa-i că-s faine. Faine. Da, noi am mai trecut pe aici, asta e drum cunoscut, teoretic.
Pe mine interesează drumul necunoscut. Frum, frum, frum. Aoleu. Prostes. M-am uitat în telefon o secundă. Bă, ați auzit sunt ăla de sticlă spartă? Sau numai eu? Numai eu, a? Așa e? Cosițe. Cum ai zis? Trecem... Nu știu ce apă trece pe aici, dar o treci, traversăm, să fim siguri. A mai fost pe mele... Aoleu, am luat semaforul pe roșu. Bă, dar eu am mai fost pe aici. Ba nu. Mă uitam pe hartă, în dreapta. Da. Da, am probleme grave. Mă uitam pe hartă în dreapta și mă întrebam, băi, am mai fost sau n-am mai fost pe aici? Tare mic am mai fost. Pe aia realizat-o, nu, stai, nu. Și pe aia, secundă următoare, oh, stai, accident, că-s eu cretin. Nu mă chinui să parchez puiilor. Mersi. Și știți ce facem? F7. Enter. 1, enter. Liber ca vântul. Ne reparăm. 40.000 de euro. Nu știu dacă ultimele 3 curse cu tot cu amenzi ne-am scos. După ce am cheltuit. Verna. Sper că da. Parcăm tirul aici. Și cam acesta a fost episodul și de data aceasta, chat. Am fost de eu, ca de fiecare dată. Dimineață frumos. Vă salut și vă spun că ne revedem pe data viitoare. Bye bye!